zis mamei tale că ai un birou al lui DJ? Și când vine aici, ce o să fie? Este limpede că am un plan abil. Și implică răpirea? Posibil. E ziua părinților la locul de muncă, jurnaliști. Nucă de cocos. Tata urăște nuca de cocos. Oh, Doamne, sosesc! Sunt la etajul 2, mama-i servește cu mentosane. Acum sunt la 3, uitându-se ciudat la numere. Jocul de așteptare a liftului. Fascinant. Prieteni, vă rog, maturizați-vă. Asta este șansa mea de a-i demonstra tatei că nu mai sunt o fetiță. Scumpo! Tati, tati, ai venit! Bravo, micuța mea! Eu stau în clasă, mă uit pe fereastră, cu prietenii vreau să mă întâlnesc. Să aflu ce-i nou, pârpe guecou, să știu tot ce e nou, tot ce interesant, din revista noastră se plan. Ultima vârfă, vreau să știu ce se poartă, ce la mod, ce marfă, ea se poartă șarpă. Ultima bârfă. Bună, tati, sunt eu, fiica ta. Știi, cea pe care trebuia să o vizitezi acum. Fiule! Tată! De parcă aș fi în interiorul unei mașini de pinball. Nici gând, așa am spus și eu. Ding! 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 Deci, ai un plan abil de a-ți păcăli mama. Cine e așa de credul să te ajute? Ding! 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 Ce spuneai? Nu știu cine-i fata asta, dar știi fața cui ar trebui să fie pe coperta bârfei? A ta! Voi fi pe copertă luna viitoare. Poate în fiecare lună. Oh! Oh, acela e articolul despre echipa de majorete. Dați-mi un B, dați-mi un E, dați-mi un CCE. Dambeca! Drăguț, tati. Ding! 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 Cine-s clownii ăștia? Bravi Blubber. Au un disc de platină. Și nu-și permit niște cămăși? Acelea sunt cămăși, tată. Vezi? De aceea tu iei premiul de excelență în jurnalismul muzical și nu eu. Nu, nu-i mare lucru. Ba, sigur că e. Știi, sora ta a vrut să vină să te vadă primind premiul, dar e prea emoționată datorită recitalului. Are 6 ani. E rățușca principală. Tati? Oh, bună, asistenta lui tata. Este președintele fermei iepurașilor fericiți. Dar nici măcar nu e a lui. Ah, a fost luat ostatic. Grozăvescu. Wilder. Și marele Wilder. Micuțule Davis, care-i treaba cu țestoasa? N-am idee ce înseamnă asta, dar un fan a trimis acest joc pe roluri. Chemarea Wilderilor! E numele nostru! Biroul lui DJ e un portal către ascunzătoarea unui monstru malefic. Rupem vraja înlocuind obiectele ei cu obiectele anti-blestem din această cutie. Start joc! Articolul despre prima întâlnire a primit cele mai multe scrisori. Vezi? Oh! Astea sunt cărți de vizită. 25 de ani în construcții și n-am avut nicio carte de vizită. Bine, articolul meu despre... Ce faci? Ador scaunele cu roți. Faceți curse în pauza de cafea? Tată, sincer, eu nu cred că... Ai aici ceva în spatele urechii. Oare ce-o fi? Ia te uite ce era! Oh, maestrul magician Dan Harper nu se desminte! Mersi, Felicia! Oh, nu te mișca! Oh, vai de mine! Oh! Oh, arată-ne dispariția mătasei! Oh, nu pot! Te rog! Ei bine, dacă insiști. Ia, uitați-vă cu atenție, niște vă rog. Și 1, 2, 3. Oh! Ei, cred că nu ne mai uităm la articolele mele. Mă găsiți aici toată ziua și nu uitați să intrați pe site-ul meu.
Tatăl tău e un om ocupat. Dar a promis în fața calului meu că va veni. Ce drăguț și ciudat. Sper să ajungă în curând. Știam eu, nu m-am mințit niciodată în fața lui Biscuite. Ghici cine? Mama vitregă. Doar mama vitregă. Ești gata? Gata, tată. Să scăpăm acest birou de blestem. E chemarea Wilderilor. Și acum ce facem? Ar trebui să deschidem cutia? Da. Nivelul 1 a fost trecut. Sunt aici pentru câștig. E timpul să petrecem. Dragilor, vreau să vă propun un toast. Aha. Puțin umor sec. Un toast pentru DJ și echipa ei. Și pentru a le mulțumi că ne-au primit aici, Rebecca și cu mine o să vă prezentăm marca noastră, a familiei Harper. Da, putem dansa can-can. Nu, 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 nu! Da! Ăsta e un dans pe care obișnuiam să-l dansez cu Ru și cu mama ei. Dar va trebui să vă mulțumiți doar cu noi azi. Gata? 1, 2... Și 1, 2, 3, 4. Ta 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 ta. Ascultă, văd că durează mai mult decât credeam. Mașina mea e parcată în față. Mergi să mai pui niște bani? N-am bani. De ce nu-l rogi pe domnul Harper să-ți scoată de după ureche? Poftim. DJ, putem discuta puțin? Între patru ochi. Sigur, vină în biroul meu. Nivelul 1 e complet. Blestemul e înlăturat. Și am găsit și niște mărunțiși sub birou. Da. Grozav, și ăsta e al meu. Michael, mă lași să trec? Sigur, tocmai mergeam la blurb. O știre de senzație. Ryan Reynolds fără cămașă. Asta e treabă de editor. Jucători, cum stați cu timpul? Amici, am uitat să ne cronometrăm. Treceți acolo, puneți totul la loc cum era și faceți-o din nou. Să mergem! Tati, nu poți cumpăra mâine ferma de iepuri? Da, mă comport frumos cu mama vitregă. Adică nu, dar asta fiindcă ea nu ești tu, Titiel. Îmi place biroul tău. E ca al unei jurnaliste adevărate. Este biroul unei jurnaliste adevărate. Desigur. Opa. Scuze. Deci, revista voastră de modă se descurcă mai bine decât amuzamentul Wow. Și revista de pescuit se ocupă de modă mai bine decât amuzamentul Wow. Mă duc să-mi iau o gustare. Eri. Eri? Revin imediat, m-am prins. Tipul nu avea cămașă, dar crede-mă, nu era Ryan Reynolds. Deci, despre ce voiai să vorbim? Înainte de a pleca, voiam să-ți mulțumesc pentru ziua de astăzi. Nu poți pleca acum, încă nu am făcut fotografia de grup. Nici nu i-am dat lui Noah premiul. Știu, dar durează mai mult decât credeam. Iar surioara lui Noah are recital de dans. Speram să citești tu discursul scris pentru Noah. Serios? Hei, de ce ești trist, amice? Cuiva nu i-ar strica niște flori? Ta-da! Cineva are o zi proastă. Zona aceasta se numește zona cu coarne. E un termen sportiv. Lupte cu tauri, cred. Oh, e grozav, Michael. Dar când îți voi putea vedea biroul? Da, biroul meu.
Super, tată! Poți face și cu broccoli! Glumești? Cu broccoli am început! Ei, acum domnul Harper va trebui să cânte singur la karaoke, dar ai putea să... Aveți aici și karaoke! În niciun caz nu va cânta fără mine! Jos și la dreapta, mamă! Wilderi, am văzut scorul pentru nivelul 2. Două cuvinte, mai încercați. Amice! N-avem timp de pierdut, treceți acolo, eliminați blestemul și ieșiți. Hai, 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 hai. La 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 la. Super! Ah, aici e câștigătorul marelui premiu rock and roll. Deci, hai te rog, povestește-mi despre următorul tău articol. Sigur, se numește Tata crede că tot ce fac frații mei e mai important decât orice aș face eu. Dar nu va încăpea pe copertă. Haide, Noah, Charlie e cea mai mică. Tu ești mai mare și înțelegi. Probabil. Grozav, iar eu am 15 minute. Ce-ar fi să-i prezinți tatălui tău redacția? Hai. Păi, asta e bucătăria. V-am auzit pe tine și tatăl Rebecca-i cântând bine. Cântând? E cam mult spus. Dam e un simpatic, dar are o voce de broscoi. E, în sfârșit îți voi vedea biroul. Vino pe aici, mamă. Locul unde se întâmplă magia. Nu vrei să răspunzi? Nu, e o petrecere. Răspunde mesageria. Și dacă e important? Există ceva mai important decât mama mea? O, Michael al meu! Amice! Să ne îndepărtăm de biroul meu. Am auzit că domnul Harper face pe elicopterul. Jocul ăsta are niște defecte serioase. Slavă cerului că sunt băiat mare acum. Aiurea, Michael, niciodată nu ești destul de mare pentru asta. Haide! Hop, hop, și-am pornit! Ai grijă, ai grijă! Are oasele delicate! Vin! Diane Jeffries. Ah, bună, domnule. Da, vizita părinților merge bine. Aha. Cum sunt părinții mei? Ah, cât timp aveți? Tata încă poartă pantalonii pe brațe, da. Aici erai. Hei, mi-ai spune dacă aș avea ceva între dinți, da? Om, vezi ceva? Chiar nu înțelegi? Ce să înțeleg? Hei, dacă există ceva mai amuzant ca țărina, spune-mi. Te bucuri de cărți de vizită și scaune cu role. Te joci cu mâncarea și faci pe elicopterul? Cursele cu elicopterul sunt trăznet. Asta era ziua mea. Aș vrea să fie mama aici. Tată, eu... Nu, nu, e în regulă. Hai, zâmbește puțin, hai. Aici e zona imprimantelor unde se întâmplă magia. Oh, uite, articolul meu despre Bono. El e cântărețul trupei irlandeze U2. E mezinul familiei, de aceea a reușit. Adică, dacă era copilul mijlociu, trupa nu s-ar mai fi numit U2. Amanda, știu că nu sunt prima ta alegere pe ziua de astăzi. Nici a șaptea, după cum te comporți. Tatăl tău își dorea să vină, dar n-a putut. Știu, e ocupat. E un om ocupat. Tătic ocupat, ocupat, ocupat. Da, știu cum te simți. Tăticul tău ocupat a uitat de aniversarea noastră luna trecută. Serios? Din fericire cunosc niște remedii bune pentru supărare. O dimineață la stațiune, o după amiază la stațiune, o și... LOL la dezastre, vestimentare ale celebrităților, cât ești în stațiune. Ce? Astea sunt toate ideile mele. Mi-ai citit articolele? Pe fiecare.
Amanda, nu sunt tatăl tău, dar sunt un fan. Cred că ești grozavă. Serios? Serios. Eram foarte emoționată de vizita aceasta, dar mă bucur că am venit. Și eu. Acum să încercăm sărutul în aer. Mua, mua, mua. Oh, mai servești ceva, mamă? Dragule, ajunge cu jocurile și cu gustările. Vreau să fac turul biroului. Bine. Oh, fiule, camera aceasta e binecuvântată de chipul tău. Premiul pentru bârfă nerușinată. Iar eu care te-am pedepsit că bârfeai. Rușine să-mi fie. Sună telefonul. De ce o sună atâția pe DJ? Michael, mai bine răspunde. Dacă nu răspunzi, îi faci să te vrea și mai mult. Și apoi, probabil e doar Kiefer. Kiefer Sutherland? Oh, îl ador. Hey, hey. Biroul lui Michael Davis. Bună, Kiefer. Nu ești Kiefer? DJ, ce doriți cu DJ? Înțeleg. Am greșit. Îi spun că ați sunat. Michael Fyodor Davis. Mamă, îți pot explica, n-am vrut. Tu ce cauți acolo? Sunt la litera U. Unde altundeva să fiu? E în regulă, doamnă. O, doamnă. Face parte din joc. Trebuie să știți, eu câștig. Ce mai e și... Voiam să crezi că am propriul meu birou și că eu sunt șeful. Așa că i-am păcălit pe ei să aranjeze biroul ca și cum ar fi al meu. De fapt, presimțeam noi. Am manipulat, am mințit, am înșelat. Toate ca să fii impresionată de mine. Manipulare, minciună, înșelăciune? Oh, Michael, numai un fiu adevărat face orice ca să-și impresioneze mama. Meriți să ai un birou. Asta înseamnă că am câștigat. Da. Oh, scuze-mă. Scuze-mă, eu tocmai plecam. Îmi trebuia ceva rece, mă doare umărul de la elicopter. Nu, tată, mie îmi pare rău. Nu ție trebuie să-ți pare rău, celui Wilder. Pentru un slăbănoc întărești o tonă. Nu, n-ar fi trebuit să strig la tine, dar m-am supărat pentru că glumeai tot timpul. Ru, fac pe caragiosul, fiindcă nu mă pricep la formalități. Asta făcea mama ta. De câte ori glumesc, sau mă învârt pe scaunul tău, sau când dansez can-can, e felul meu de a-ți spune... Mă iubești? Da. Mi-e dor de mama. Și mie. În fiecare zi. O văd în tine. Zâmbetul tău. Felul în care muncești din greu. Sunt foarte mândru de tine. Mulțumesc, tată. Iar stângăcia ta adorabilă, de la mine o ai. Toate computerele sunt legate la internet. Asta e ideea lui Bill Gates. El e primul născut, știi? Adunați-vă cu toții, e timpul tortului. Ei, trebuie să plec. Rățuștele cu tiu-tiu mă așteaptă. De fapt, nu pleci nicăieri. Bine, foarte amuzant, Noa, dă-mi-le înapoi. Dar trebuie să plec. Dacă ajung în spate, n-am să văd decât capetele celorlalți părinți. Și aici avem capetele celorlalți părinți. Noa, știi cum face sora ta când nu primește ceea ce vrea? Da, face pe răsfățata, în vârful picioarelor.
Oh. Ei, ăsta da joc. Au! Tată, ești bine? Păcălici. Ce mai cred? De fiecare dată, ai grijă! Păi, e dulce băiatul. Super! E nucă de cocos. Urăsc nuca de cocos. Hei, nu prea știu ce să spun în momentul acesta. Așa că vreau să țin un discurs despre copilul meu mijlociu, Grozăvescu! Bun discurs, tată. Am văzut cumva o lacrimă? Nu, era nuca de cocos. N-ai să fii pe coperta bârfei luna viitoare, nu-i așa? Nu, dar sunt răspunsul la 14 vertical din puzzle. Așa e și mai bine. Zâmbiți! Fetele Pierre spun altceva care ne face să zâmbim. Cumpărături! Eu și tata putem zâmbi fără să zâmbim. Promit să fiu serios în poză drăguță. Da, tată, știu. Hei, atenție!